Christian raporta următoarele. Mama unei grupe voioase de copii așezase masa cu multă grijă pentru primirea unor oaspeți de elită, când, deodată, copila ei a răsturnat peste fața de masă sclipitor de albă, castronul cu sos. Ce puteam să fac? Părea atât de mult pentru nervii mei obosiți. Eram gata să alung de la masă pe acest stângaci copil al meu, când, un îndemn bun, mă reținu. Am văzut expresia feței de pe fața micuței, adânc mâhnită, înspăimântată, o privire vrednică de milă, cum nu mai văzusem vreodată. Instantaneu, mi-a venit în minte un tablou petrecut mai demult, care persista în fața ochilor mei. Figura copilei mele dă pe față sentimentele pe care eu însumi le-am trăit cu 20 de ani în urmă. În mintea mea, mi-am revăzut o fetiță mică, neastâmpărată, de vreo 8 ani, în fericită acasă părintească. Era într-o după-amiază vijelioasă, tocmai apăruseră lămpile cu petrol și tatăl meu cumpărase un exemplar mare. În fața ferestrei de la bucătărie se îngrămădise multă zăpadă, așa încât lampa trebuia să ardă, deși încă nu era noapte. Mama zăcea bolnavă la etaj. Ca să nu fie deranjată de gălăgia noastră, noi, copiii, stăteam la bucătărie. Îmi dădeam mare importanță la pregătirea mesei de seară, sau cel puțin așa îmi închipuiam. În râfna mea de a face treabă, am luat lampa de gaz pentru a aduce ceva din pivniță. Vreau să o pun pe pervaz, dar lampa nu avea destul loc și a căzut pe ciment. Nu voi uita niciodată șocul prin care am trecut. Am rămas paralizată. Mi era teamă să ies din beci, dar și să rămân acolo. Spre și mai mare spaimă, am auzit vocea tatălui meu din bucătărie. Mereu și mereu ne-a avertizat să fim atenți cu lampa și acum, iată jos în mii de ciopuri. Vocea lui mi-a dat îndemnul de a veni sus ca să întâmpin ceapta sau bătaia sau amândouă. Îmi dădeam seama că merită aceasta și nu așteptam altceva. Așa că am urcat scara întunecoasă la intrarea în bucătărie, am dat peste tatăl meu, care avea o față atât de întunecată încât m-am temut. Nu era nevoie să spun ce s-a petrecut. El auzise când s-a spart lampa și de altfel putea să citească și el de pe fața mea aceasta. Frații și surorile mele așteptau ca vrăjiți să vadă ce avea să urmeze și ei stăteau înspăimântați pentru că această lampă fusese obiectul multor avertizări. Eu însă eram așa speriată încât nu am putut spune nici măcar un cuvânt. Când m-am uitat din nou la fața tatălui meu, am văzut dintr-o dată toată mânia dispărută din ochii lui. Cred că el a descoperit în ochii mei ceea ce eu am descoperit astăzi în privirile copilei mele. În clipa următoare, el m-a luat în brațele lui puternice și m-a strâns tare la piept. Apoi mi-a vorbit cu atâta dragoste, atât de prietenos, nu-ți face griji, copilă. Știu că s-a întâmplat un necaz. Data viitoare să iei lampa cea mică când te duci în pivniță. Ce revelație de sentimente am trăit în acea clipă! Eram atât de copleșită de sentimentele de dragoste și de recunoștință că am început să plâng ca și când aș fi vrut să mi se frângă inima. Nici o pedeapsă nu m-ar fi lovit măcar pe jumătate și nimic nu ar putea alunga această întâmplare din amintirea mea. Câtă iubire simt astăzi pentru tatăl meu! Da, astăzi, când fetița mea a răsturnat sosul și mi-a readus totul atât de viu în amintire. Mă întreb dacă mă va iubi și ea 20 de ani mai târziu tot atât de mult, pentru că prin exemplul tatălui meu am primit puterea să strâng la piept pe micuța mea fetiță și să-i spun că știu că nu a făcut-o intenționat. Îi va ajuta oare fetiței mele când va fi și ea mamă, așa cum mi-a ajutat și mie astăzi? Mame, conduceți cu sceptrul iubirii. Este cel mai scurt drum spre inimă. Iubirea iartă totul. Iubirea acoperă totul. Iubirea crede totul. Iubirea nădăjduiește totul. Iubirea în veci se va revărsa din belșug peste fiii și fiicele voastre.